Salut! Eu sunt Radu Țurcan, ghid montan local și național. Suntem astăzi la Corești și vrem să vă arătăm locurile frumoase din Republica Moldova. Foc la ghete! La o distanță de 40 de minute cu mașina din Chișinău, pe marginea lacului de la Rezeni, se ascunde o frumoasă mănăstire. Mănăstirea Corești. Hai să aruncăm un pic. Mănăstirea are ușile deschise pentru toată lumea care îl caută pe Dumnezeu. Suntem o mănăstire începătoare, o mănăstire care ne ridicăm de pe ruinele unei foste tabere de odihnă pentru copii. Practic este o mănăstire nouă în Republica Moldova și iată aici zi de zi săvârșim slujbe și așteptăm pe toată suflarea care este într-o căutare de tuți, este într-o căutare de o viață frumoasă, plăcută lui Dumnezeu și oamenilor. La o apropiere de 27 de kilometri din Chișinău se află Mănăstirea Horești, o mănăstire nouă, cea mai nouă mănăstire care se construiește acum, mănăstirea în cinstea Sfântului Kneaț Vladimir. Avem un altar de vară în cinstea Sfântului Erat Nectarie și construim Biserica Mare, care va fi în cinstea nașterii Mântuitorului 2000 de ani de la naștere. Avem 3 locații aici, pe care așteptăm pe fiecare creștin dacă vrea să viziteze pentru a se îmbogăți spiritual, nu numai mănăstirea noastră, dar avem atâtea locuri frumoase, minunate, pe care fiecare creștin poate să le viziteze și să se întărească atât trupește cât și sufletește. Aceasta a fost Mănăstirea Horești, iar următoarea locație este Mănăstirea Zloți, până la care facem jumătate de oră cu mașina. Foc la ghete! Scurtă călătorie de la Mănăstirea Horești până la Mănăstirea Zloți. Durează aproximativ jumătate de oră. Iar intrarea pe drumul forestier se face chiar din satul Zloți, pe marginea unei căi ferate. Iată ne ajungi la frumoasa mănăstire Zloți, o mănăstire ortodoxă de călugări cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, aflat sub jurisdicția canonică a Eparhiei de Cahul și Comrat, a Bisericii Ortodoxe Ruse. Am plasat în apropierea stației de cale ferată de lângă satul Zloți, raionul Cimișlia. Edificiul a fost ridicat în pădurea din satul Zloți, iar conform legendei, locul viitoarei mănăstiri a fost arătat în vis de Maica Domnului, unui cioban din regiune. Ce se întâmpla asta în secolul XIX. Viitoarea mănăstire și-a avut originea în demersurile făcute de Ilarion Ciobanu și Aftonom Căienereanu, locuitori ai satului Șuric și satul. Edificată inițial în perioada 41-43, mănăstirea este închisă în anul 1949 și transformată de către autoritățile sovietice în depozit, iar ulterior fiind distrusă complet în anul 1970, ca efect al deciziei acelorși autorități, fiind reconstruită în ultimul deceniu al secolului 20. Primul stareț și în același timp ctitor al mănăstirii a fost și Serafim Dabija.
Următorul loc pe care vrem să vi-l arătăm este piatra cea mare din Gura Galbenă, sau cum se mai spune, stânca cea mare. Cu o lungime de 5 metri, lată de 3 metri, stânca pe care vă arăt acum este plină de legende, iar prezența ei aici în câmp mereu a fost legat de istorii misterioase. Domnul care ne-a condus până aici la stâncă ne-a zis că sub ea există un geyser, iar odată ce ea va fi mișcată, el va erupe. Însă, în informațiile pe care le-am eu, stânca a căzut aici din cosmos. Bine, până la urmă toate sunt legende și toate sunt istorii cu iz interesant. Iar drumul până aici, de la Mănăstirea Zloți, durează cam vreo o oră maxim. Și ultima porțiune o vom face pe un drum de câmp. Iată. Foc la ghete. Unele izvoare se face referință la această piatră prin secolul 17, atunci când este amintit și satul Gura Galbenă. Cum a ajuns aici și de ce stă și așteaptă, noi nu știm, pentru că studii nu s-au făcut și uite care și câteva inscripții, nu știu. Au făcut-o incașii sau poporul Maia sau moldovenii din sat? Nu vom afla niciodată. Aceasta a fost scurta noastră călătorie de prin țară. Am vizitat Mănăstirea Curești, Mănăstirea Zloți și piatra cea mare din Gura Galbenă. Iar pe voi, vă invităm în continuare să călătoriți prin Republica Moldova. Foc la ghete!